Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Emisiunea noastră de astăzi cuprinde momente și evenimente din viața culturală și spirituală a românilor de pe aceste meleaguri. Vă dorim în continuare vizionare plăcută! În emisiunea de astăzi, dragi telespectatori, invitații noștri sunt Vasile Crăinean, primarul localității Satul Nou, și Sorin Boleanțu, directorul Casei de Cultură din Satul Nou, care vorbesc pentru dumneavoastră despre realizările lor de până acum. Nu de mult am poposit la Satul Nou, unde am realizat un dialog cu Vasile Crăinean, președintele Consiliului Comunității Locale, profesor de instruire practică la Pancioa, președinte al Departamentului de Cultură DAC, precum și secretar al Clubului de Hipism din Satul Nou, de la înființarea lui. Prima ședință care a fost constitutivă a fost în 3 iunie anul curent, unde am fost ales în funcția de președinte al comunității locale sau, dacă vreați, cineva speră și primar, primarul satului, cum o ieșit și libertatea și înseamnă se poate și una și alta, nu e important. Important în acest nou Consiliu al Comunității Locale, care ales spun ședința care au și fost în sus amintită, fac parte membrii, 6 membri al Partidului Democrat, 6 membri al Partidului Democrat Sârb, 2 membri sunt de la GSD Anais, partidul al Mađan Dinkić și un radical. La această ședință constitutive am fost ales în vot unanim în funcția de președinte al comunității locale și unde Slave Bojagerski din Partidul Democrat Sârb, să spunem așa, la un pachet am fost aleși, a fost în funcția de viceprimar sau vicepreședinte al comunității locale. Sper că acest consiliu nou numit, nou ales la alegerile din mai, anul acesta va fi în funcția cetățenilor satul Noveni, care din zi în zi se simte acest consiliu ce lucrează și sigur că va da speranța că va lucra mult mai mult. Fiecare de noi este angajat, dar totodată avem obligația față de sat unde trăim, unde ne petrecem viața, să fie acest sat cât mai frumos aranjat. Sper că până acum nu s-a întâmplat că tot ce se hotărăște la ședințele comunității locale se aduce în mod unanim. Canalizarea, cum știți și cum ați fost informați și mai înainte, se desfășoară în mod foarte bun pentru, sigur, pentru cetățenii din Satul Nou care așteaptă că, cred că a trebuit sâmbătă acum să fie prima gospodărie legată la această canalizare, dar s-a amânat din cauza că niște persoane de la oficial, de la Novi Sad, nu au putut să vină și sperăm că în foarte scurt timp va fi prima gospodărie care va fi legată la această canalizare. Până în momentul de față, nu pot să spun precis, dar cred că pe la sfârșitul anului, în faza a doua, 50 de milioane de dinari care am căpătat de la provincia Voivodina, sper că va fi terminată pe la 30 de kilometri de canalizare până la sfârșitul anului. În speranță că vom primi, să spunem, fiecare stradă are proiect pentru această lucrare și sper că cum ar ajunge banii de la provincie, sper că va continua această lucrare la canalizare. Accentul principal Consiliul Comunității Locale din Satul Nou l-a pus pe construirea rețelei de canalizare, apoi pe asanarea rețelei de șosele și asfaltarea lor, precum și pe realizarea proiectului de construire a capelei din cadrul cimitirului sătesc. Aici se încadrează și finalizarea lucrărilor la hala sportivă, care va fi în curând inaugurată festiv, precum și pregătirile pentru primele racordări la rețeaua de canalizare. Sigur că asfaltarea este o prioritate, ca cum e și canalizarea, deschiderea halei sportive și asfaltarea străzilor. Pot să spun că când e vorba despre asfaltarea străzilor, fiecare cetățean al acestui sat, dacă l-a întrebat cineva ce e mai important, canalizare sau asfaltare, sigur că el a spunea că e asfaltarea mai importantă, pentru că în vremea de iarnă, în vremea de toamnă, când sunt multe ploi,
acest lucru e foarte important și noi, anul acesta, din cauza că ne-am înființat, a fost ședința Constituției puțin o întârziată, banii care au fost pentru realizarea, să spunem, îngrijirea cimitirilor, pentru proiectele, pentru capelele aceste două cimitiruri, am fost nevoie, n-am putut așa ceva să realizăm. Totuși am lăsat bani pentru proiectele care se prevăd pentru clădirea două capele, și la un cimitir și la altul. Noi am fost mare acest bani să-i cheltuim și am hotărât că să asaltăm niște străzi în satul nou, într-o lungime de 900 de metri. Și aceasta s-a realizat și ne-s foarte mulțumit pentru aceasta. Cimitirurile, sperăm că anul ce vine, proiectele care sunt lăsate pentru bani, 430.000 de dinari, pentru amândouă capele, sperăm că anul ce vine vom realiza cu niște bani de la, din bugetul orașului Pancea, poate și din provincie, o să vedem mai târziu, anul ce vine, că aceasta o să înceapă realizarea acestui proiect a cimitirilor. Cum știți, departamentul de altă și cu de lac, anul ce vine, înseamnă în 2009, vivo 10 ani de când s-a înființat și până așa spunem că o activitate până acum a avut foarte bună la Căminul Cultural, până în parcurs, spunem, anul acesta a fost și prima ediție, cum știți, Fanfara Tineretului s-a atașat Departamentul de Arte și Cultură și anul acesta a fost prima ediție care acest tineri amator au avut dorința ca acest festival al fanfarelor să fie la satul nou. Festivalul fanfarelor l-a organizat, cum să știe, comunitatea română din Serbia, însă și ei nu au avut, să spunem, nu au avut binevoie ca acest festival să-l dea satul novenilor. Noi am ajuns la o hotărâre și la propunerea mulți consilieri locali din satul nou ca acest festival să fie o tradiție. Înseamnă, noi n-am vrut să fie acest festival numai anul acesta, noi n-am vrut să fie acest festival o tradiție. Și sperăm că și la propunerea mulțor frați sârbi care au inițiat că acest sat este foarte mare și că avem chiar o manifestare de Rusalii, a Fiachiriadei și că avem nevoie pentru o manifestare, să spunem, care ar fi îmbunătățită în satul nou și care ar avea, sigur, satul nou e cunoscut ca bun organizator și avem speranță că ceva trebuie să se întâmple și de zilele de vară. La inițiativa Comunei Șiria de lângă Arad, România, cu ocazia manifestării la Culesul de Vii în Podgorie, au răspuns prin prezența lor și bobocii în frunte cu primarul satului, Vasile Crăinean. În fiecare an noi avem o colaborare intensă, foarte bună, foarte strânsă, foarte importantă pentru noi, pentru că România destul de pe cultura ei și de la înfrățire cu Șiria, chiar la două întâlniri după sancțiunile am fost a Iugoslave, după două întâlniri ale Căminului Cultural din Satul Nou și a Căminului Cultural din Șiria, s-au ajuns la o înfrățire. Așa că a fost în anul 2002 și de atunci până acum aceste întâlniri reciproce, să spunem, ale delegațiilor comunității locale din Satul Nou și ale delegațiilor primăriei din Șiria, în fiecare an de două ori ne vizităm reciproc unii pe alții. E probabil a fost anul ăsta la noi la Rusalii, când a fost Fiachiriada, o delegație de 6 persoane. Noi reciproc am fost la zilele Șiriei, care a fost în luna 6-a și acum am fost invitați la fel și la Șiria, la primărie, s-a ținut festival, spunem, strugurilor sau culesul de vin Podgoria Radului, care a fost foarte, pentru noi foarte frumos și de fiecare dată răspungem la această invitație și participăm obligat. După tot ce se întâmplă în acest sat, sigur că românii vor fi mai mulțumiți decât ce au fost mulțumiți până acum. Spunem, eu, ca român, am fost ales din 15 consilieri, sunt numai 3 români în comunitatea locală și am fost în funcția de ales de președinte. Mulțumesc tuturor prietenilor, fraților sârbi care au votat pentru mine. Sper că nu e piedică ca noi românii să facem o activitate. Ea trebuie să fie reală, trebuie să fie bună, trebuie să fim, să trăim bine cu frații sârbi care trăiesc aici. Așa că cred că o să fie mulțumit fiecare român care trăiește aici.
Activitatea culturală la satul nou se află într-o permanentă ascensiune, iar cele mai mari merite pentru acest fapt le are, fără îndoială, domnul Sorin Boleanțu, directorul Casei de Cultură din localitatea amintită, care a fost amabil să ne spune câteva cuvinte despre rezultatele muncii sale într-un dialog deschis. Anul acesta, din cauza lucrărilor în sala mare a cinematograf, înseamnă nu am putut să avem concerte aici, atunci am hotărât să facem cât mai multe activități, asta cu amatorii participând la festivale internaționale în țară, în provincie, cu mult succes anul ăsta și mai multe astea programe mai micuțe care se pot realiza în sala mică. Înseamnă de nevoie am lucrat anul ăsta, programe mai mici. Așa că am avut în anul acesta la vreo 15 de asta serate literare, promoții de carte, concerturi de la orchestre mai micuțe până la jazz, până la în sala mică, expoziții de picture, undeva acum ni sunt jumatea lui octombrie, am avut până acum la vreo 40 și ceva de programe realizate în anul acesta. Și foarte bine, cum spun, cum sunt lucrările în sala mare. În timpul verii ați avut concerte și în aer liber. Și da, ai programul de vară, tot timpul am avut asta rock concerte, de exemplu, au fost și ansamblu cubanez Salsa în Punto, au fost și grupe tribute care sunt acum în așa în ai tineri preferă grupe de tribute, de exemplu, Queen Tribute a avut foarte mare succes aici și așa. Cele mai succese se pare că ați avut cu orchestra, folclorul și teatru. Da. Am participat la mai multe festivale anul ăsta. De exemplu, am început cu întreceri comunale, regionale și am ajuns la provincie cu dansatorii, pionierii ai clasa 7-8 și am luat aurul la provincie, ce e foarte mare succes. Înainte cu 2 ani am luat
bronza, argintul, anul ăsta aur, așa că merge tot mai bine. Primul ansamblu după 15 ani a fost plasat printre primii 10 în provincie la Ruma. Cred că niciun ansamblu românesc de 20 de ani a fost la Ruma, în finale, cu orchestra tot la un loc. Orchestra a luat maximum de boduri acolo, la Festivalul de Muzică și Folclor la Românilor. Am luat premiul mare, primul loc orchestra, primul cu dansatorii, soliștii, debutanți, instrumentiști. Am participat și la festivale care nu se, asta, nu se, de întrecere. La Grecia, de exemplu, cu Pionierii, am fost la Pevcohori în mai, cu primul ansamblu la Toulouse, în Franța, în iulie, și am luat Grand Prix acolo, chiar că nu a fost întrecere, dar ca al mei bun ansamblu ne-au dat diplome speciale și un Grand Prix. Cu teatru, înainte cu o lună, am fost la Lugoj, la Festim Art, în concurență foarte mare, unde au fost trupe de teatru 5 cele mai bune de România, din Israel, Argentina, Spania, Grecia și așa mai departe, și am luat diplome speciale de prestarea teatrului tradițional, noi și Spania, și foarte mare succes. Dar, încă o dată spun, din cauza renovării sălii mari, n-am putut să fac o piesă mai mare, mai cu multe asta personalități. Lucrăm așa cum putem acum, până se termine. Thank you.
Până unde ați ajuns cu lucrările de amenajare a sării de spectacole din cadrul Căminului Cultural? Cred că nici la jumate acum, numai lipsa de surse financiare, de bani, așa că cred că din bugetul comunei Pancheva, de la Secretariatul Provincial de Cultură, am făcut cerere, chiar înainte cu o oră au fost oamenii de direcție de la Pancheva și am promisiuni că o să termine bine. Ați avut deplasări și în România cu ansamblul folcloric? Cu ansamblul folcloric în anul acesta nu am avut, am avut cu orchestră. Dar avem în plan până la anul nou, unde am mis acum în contact cu Casa de Tineret din Timișoara și se poate ușor întâmpla că până noiembrie, în decembrie... Bună ziua. În noiembrie, în decembrie o să fie asta o turnee. Mai multe concurse provinciale la care am concurat, adică la toate care am concurat am și căpetat asta, mi s-a aprobat concursul, așa că ieri au ajuns calculatoare pentru bibliotecă, internet gratis pentru toți cetățenii aici, asta, muzeul satului se aranjează, orchestra a imprimat un CD de muzică populară tradițională românească, dansatorii au primit costumație noi, așa că sper că dacă cu timpul ăsta continuăm până unde în februarie, martie, noi am reușit mai mult de 80% tot ce am pus în plan și pe 2009 să rezolvăm. Emisiunea de astăzi a ajuns la final, stimați telespectatori. Vă dorim zile bune și la revedere până pe săptămâna viitoare!